te parcă și-ai asupra mea o putere imensă. Mă trezesc zâmbind în fiecare zi. Mama mea este cea mai frumoasă femeie din lume. Nu mai credeam în iubire de mult. Vreau să rămân Probabil acesta a fost primul gând, atunci când lucrurile aveau doar formă difuză. Când m-a desprins din ceruri ca să mă cheme la ea. Dacă am învățat să dăruiesc iubire, de la mama am învățat. Dacă am reușit să dăruiesc celor de lângă mine atenție sau bucurie, de la mama am învățat. Dacă respirația copilului meu mă îmbată de fericire, de la mama am învățat și asta. M-a iubit oricum, îndurându-mi absențe, prezențe telegrafiate, tăceri supărate, lacrimi de necaz. Căci mi-a lăudat articole proaste, mi-a fost suporter devotat, indiferent de stângăciile pe care mi le vedeam și singură. Iar câtă admirație pornea din iureșul sufletului ei, când reușeam să fiu cu adevărat deșteaptă. M-am hrănit cu fiecare laudă dăruită de mama. De 7 luni, am încă momente în care mă mir la sfârșit de zi că nu sună telefonul după ce este difuzată seara emisiunea sau vreo știre obscură, în care adresez o întrebare. Tata spunea ieri că o recunoștea după pași. Pașii pe scările blocului, când venea spre ușa casei. Era veselie până și în sunetul scos de mersul ei. Ferească Domnul să creadă că ceva nu funcționează în viața ta. Că îți repara existența fără să ceară voie, traversai cu ajutorul ei și strada și fluviul Dunărea. Deși tu, ca individ, poate avea intenția să te duci după baterii, nu să faci călătorii interstatale. Am avut mereu senzația că pe lângă mama, eu și fiecare om de lângă mine suntem ca niște pahare mici, cu volum limitat, în timp ce ea era dita mai butoiul în fierbere, un butoi revărsând pasiune, bunătate, iubire, grijă. Lucrurile care o făceau iubită, lucrurile care, pe mai toți dintre noi, ajungeau într-un punct în care ne copleșeau, lucrurile care o făceau să fie ea. Mama mea a fost cea mai frumoasă femeie din lume, în toate chipurile cu putință.